și niște piruete. Și alea puțin sunt grele. Adică alea puțin au așa un coeficient, să zic, de dificultate. Nu-i problemă, da, și mai fix, ales dacă știi. Da, și fix ca și la dans. Deci când înveți un dans nou, îți amintești o mișcare, dar două le uiți. Da. Și abia apoi încep să le legi și să faci mișcarea cumva complet, adică cumva să nu uiți bucățele din dansul ăla. Da. Te concentrezi la una, ai o faci bine, dar pe urmă celelalte nu chiar uiți de ele, nu mai știi, nu le faci, nu, și atunci ele nu merg, procesul nu e atât de rapid ca și când le face pe toate, adică nici nu ai așteptat. Și ideea este că noi prin, să zicem, prin transformarea asta noastră, nu e doar că îți transformi comportamentul, adică cum te comporți tu ca un fel de școală de maniere. Nu e asta, că dacă ar fi asta e super, ar fi, ne-am civilizat toți, da. Dar este că tu trebuie să-ți transformi simțirea, duhul tău, din ce duh din faci, ce totul, faci totul. Și tu, ca să transformi acel lucru, ai de făcut o lucrare cu tine, inclusiv să-ți înfrângi niște instincte. Ce înseamnă instinct? Că îți vine automat. Mi-e foame, da, mi-e sete, da, mi-e aia, mi-e aia, da. Și alea îți vin tot timpul. Da, păi da. Și tu alea trebuie să le înfrângi. Păi nu poți să le înfrângi cu stop joc. Mm. Acolo tu ai un pic de muncit cu tine, da. De înfrânat, uite, de sușit, da. Da, după ultima întâlnire de la Zarmin Săgetuza, mi-ai spus atunci, de fapt, atunci te-am întrebat cum să fac, uite, eu mă trezesc că nu-i spun soțului anumite lucruri și inexplicabil, adică n-am de ce să nu-i le spun, dar pur și simplu nu-i le spun și tu mi-ai zis cumva să am, deci că trebuie să fiu cu pace și să spun doar ceea ce nu-l tulpură pe celălalt. Da, și am fost foarte încântat atunci, dar pe urmă am stat ca să-și adună acum de unde știu eu ce îl tulbură și ce nu. Păi, observi, dar asta am vrut să spun, că noi tot timpul avem ideea asta că cumva mințim dacă ceva nu spunem sau nu știu cum, și atunci e o problemă dacă o faci din ego, e acolo o problemă, dar dacă tu cumva te abții să spui totul pentru că știi că celălalt l-ar durea, ar suferi sau îl tulburi. Pentru mine, mai important e să-l odihnesc pe celălalt și Dumnezeu va face în așa fel încât să iese bine chestia. Nu să țină cont că eu am redus un pic adevărul și când numai am spus... că eu trebuie să o fac, adică să fiu foarte împăcată, pentru că eu dacă îs agitată că nu-i spun un lucru, el simte lucrul ăsta. Da. Da, trebuie să... Ai văzut ce faci cu pe bicicletă cu ochii? Da, nu s-a exact asta. Da, e frumos. Da, o să-ți vină un discernământ. Nu, că deja a început să vină, adică pur și simplu sunt lucruri care uneori am intenția să-i le spun și nu se mai creează contextul sau uit să-i le spun și atunci îmi dau seama, nu trebuie să-i... Da, și să-i... nu te mai învinovățesc. Da, nu mai învinovățesc. Vezi ca un lucru ascuns. Nu, pentru că tu spunând, mai mult decât e cazul, tu îl vori. Da. Și nu trebuie. Oricum ceva... trebuie să afle sigur. Că spui tu că nu spui, afle sigur. Da. Dar să odihnim pe celălalt, știi? Adică nu-i totul să fim noi, să ne punem toate pe tavă câte avem prin cap. Și asta înțeleg cumva că atunci când sunt cu el și chiar într-o discuție sau într-o convorbire telefonică, adică trebuie să fiu acolo 100%, pentru că dacă eu stau cu gândul la ce fac eu și ce nu-i spun eu, deja eu nu mai sunt cu el. Da. Deci sunt la alele mele. Da, adică tu în timpul în care conversezi, tu nu te cenzurezi, dar urmărești starea lui. Uh-huh. Urmărești, adică în timp ce tu spui, urmărești să fie în bucurie, să fie în pace, uh-huh. Dacă tu deja ai început să zici ceva, nu știu ce, te oprești dacă constați că creezi acolo o disarmonie, o tulburare. Da, că te oprește el. Hai, lasă-mă, poate. Te ajută el. Ești ajutată din toate părțile. Da. Adică să nu uităm de ce ne întâlnim, de ce conversăm, de ce... Nu ca să îl tulburăm, înțelegi, pe celălalt. Că eu știu din lumea mea și din tot ce trăiesc eu, că tentația 99% din cauza minții, normal, îi să tulbure, să zică rău,
negativ, uh-huh, să te tulbure, da, să, da, da, nu să zică... Asta e acțiunea ego-ului, adică cumva așa el, asta e rolul lui. Da, iar eu, să-i seama, acum 20 de ani, acum nu mai, de dimineața până seara eram numai cu marș, nu e adevărat. Nu e așa, nu e așa, nu e așa, tot să le zici la toți. Pentru că toți, datorită minților egotice, care o aveam toți, te duc în direcția aia și zic, aoleu, nu se poate, da, dacă, ai văzut ce e aia, tarara, tot într-o panică din asta, care e un duh de necredință. Da. E horror. Asta e, asta e, să fim atenți. Ce semănăm, da, în cele, da, aia, pentru că și foarte ușor poți să zici, da, da, duhul ăsta al necredinței, pentru că e din ăsta care te agită, îți ocupă mintea automat și îți face totul, griji, da? Îți face griji, te, da, te focusează, nu mai ești în prezent. Deci foarte ușor îl observ după ce, da. Adică tu gândește-te că noi cumva tindem să ajungem într-o stare în care mintea e liniștită, avem o pace a sufletului și suntem fără griji, pe acolo, da, tinți. Am acasă să zic o pildă scurtă, ca să nu mă lungesc. Știi că era o pildă din asta cu că într-un loc nu ploua, nu ploua, nu ploua, nu ploua și s-au întâlnit toți duhovnicii și ierarhi, episcopi și nu știu ce, călugări, foarte sporiți, foarte, foarte, foarte duhovniciți și au început să se roage, să plouă. Și s-au rugat odată și nu s-a întâmplat nimic. De două nu s-a întâmplat nimic. Dar era o mare chestie, adică atâtea suflete din astea sporite și nimic. Dumnezeu de obicei cam trebuie să răspundă, mai ales la atâtea. Și în a treia noapte, mitropolitul locului sau nu știu cum a avut un vis care i-a spus să se ducă la unul nu știu care, care trăiește la capătul într-o colibă și se spună ăluia să se roage, nu lor toți, ăștia, ăla să se roage să plouă. Și s-a dus acolo și a zis, roagă-te pentru noi să plouă, că avem nevoie de ploaia asta sau nu știu ce. Și el a ridicat mâinile către cer, omul ăla simplu și nimeni, adică nu un sinod, da, episcopal, da, din asta, și a început să plouă. Deci Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea instant, cum se, da, face în cazul sfinților. Bineînțeles că curiozitatea episcopului a fost, ce faci tu sau care-i treaba, da, cu tine sau ce știi tu și noi nu știm sau așa. Și el îi spunea că trăiește fără griji, de pe o zi pe alta. E, tu gândești unde suntem noi, da, da, exact, cu toate carfururile, exact, și cu toate proviziile și cu toate... Deci omul cât producea, împărțea și își lăsa 10%, cum zice Marcus. Și pentru mâine nimic, nici o grijă. Adică câtă pace e acolo, da, câtă... dar câtă credință. E, și dacă ăsta e etalonul, na, compară-te acum. Da. Cum stăm noi? Că nu de la un mesaj ne apucă grijile. Înțelegi? Nu așa cu ziua de mâine, cu veșnicia, cu moartea, cu tot. Adică suntem foarte... Și încă o dată asta, să o zic în toate binarele, cred că un model care să ne zică practic despre ce e vorba, practic, din trăire, așa. Înțelegi? Nu doar Doamne ajută și Doamne miluiește și... Practic. Aici trebuie să ajungi, despre asta e vorba. Dacă faci astea, se întâmplă așa, durează toată viața, pentru asta ai venit aici, șansa e pentru toți la fel, da, că-s mitropolit, că-s sărac, că-s prost, că-s elev, tot, toată lumea. Așa ai coborât aici cu această posibilitate. Cumva toți am fost la aceeași linie de start. Da. Faptul că nu reușim este că nu ne silim. Adică un pic de silință, un pic de punere pe cale, e asigurat succesul. Da. Eu am avut în familie fratele lui bunicul meu, care el nu vedea bine, era așa și nu a fost căsătorit niciodată. Îi ajuta pe bunici la toate treburile, dar bunica îl mâna și îl aduna într-un fel toți nervii și vărsa pe el și el avea un râs, el nu mă râdea nimic, nu zicea nimic și chiar dacă nu vedea, el citea, nu știu cum își punea degetele așa, toată ziua era cu cartea în mână. Și nu a făcut școală, mai, dar avea o pace și o liniște, omul ăsta, pe care m-a învățat și pe mine rugăciunile. Deci, și acum îl simt atât de prezent, deci văd așa ca și pe... Așa, deci, un om care casa toată ziua și nu replica nimic niciodată. Dacă îi dădeau de mâncare era bine, dacă nu îi dădeau era la fel de bine.
Apoi, cred că ni s-a povestit prea puțin despre ce dobândești dacă faci așa, știi? Adică noi citind viețile sfinților sau nu știu ce, zicem că numai se nevoiau, era horror ce făceau, adică se supuneau unor, fără să înțelegem concret care era măreția acestei viețuiri, înțelegi? Adică fără să înțelegem că ei vorbeau direct cu Dumnezeu. Da, dar zicem că au fost alte vremuri. Așa facem, da. Și eu cred că ei nici nu simțeau suferința cum o simt din afară. Deci când ești acolo cu Dumnezeu, nu mai simți. Nu aveau, și cereau. Da. Și ei da. Nu aveau problema asta da. Ca da. Noi. Că noi așa plăpânzi, da. Zicem, aule, uite, ia noi... capul. Da. De capul meu, dacă mi se întâmplă. Dar ei nu vedeau. Ei nu aveau... Pentru ei era o altă. Era chiar așa, da. Chiar așa, corpul era 0,3% da, și chiar nu simțeau. Nu simțeau. Nu era nicio problemă. Durere. Nici o... Că nu mă amintea simțe. Da. Nu era problemă. Erau foarte, foarte sporiți. Și atunci, văzându-le așa cum zice maica, din vremuri de demult apuse, zic, acum ce să fac? Să mă comport eu ca Moise? Vă sfântui eu, am putut sfântui Ilie? Sau ce să fac eu? Acum, înțelegi? Fără să înțelegem că sufletul e același, așa cum funcționa pe vremuri, așa și azi, se aplică aceleași principii, aceleași legi, la fel, cum era pe vremea lui Iisus și azi, în partea duhovnicească, cum ar veni, adică a schimbat. Păi te uiți la provocări, provocările confirmă că e aceeași măsură. Sunt aceleași provocări, aceleași ispite, aceleași slăbiciuni, cum să le deschizi cu alte chei? Asta ce am vorbit cu Mihaela, sper că o înțeles sau așa vă mai zic și vouă așa ca și gând al meu să nu, adică să facem diferența clară între faptul că eu sunt Dumnezeu și eu sunt ca Dumnezeu. Da, da? Aici adică eu nu sunt înșelătoare chestia eu dacă nu sunt înțelegi corect. Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este necreat. Eu sunt creată da. De Dumnezeu. Eu creat, sunt creația Lui. Da. El e creatul necreat, și da? Creatorul. Așa. Deci da? E diferența. Dar eu nu sunt eu nu sunt creator. Creatorul întregului univers. Nu, dar în esența mea eu am toate atributele lui, toate capacitățile, toate puterile, toate la micro, cum ar veni. Da. Adică da. E ca și cum el, de exemplu, este absolutul și infinitul, așa ca o față de masă, da. Să vezi, care da. Nu se termină. Și din fața aia de masă așa se ridică un punct, care ești eu și altul care ești tu. Da. Înțelegi? Exact. Și altul, din același material cumva. Știi? Dar eu sunt mic, eu nu sunt fața da. De masă, da. Aia toată. Cum sau... zicea și Marius la un moment dat, pentru că a venit întrebarea asta către el într-un binar, dacă noi, tot legat că eu sunt Dumnezeu și că pot să influențez o lume întreagă dacă eu mă schimb. Da. Și el, Marius a spus, poți să influențezi doar un mic cerc în jurul tău, da. În prima fază. Adică asta, acolo suntem. Deci noi influențăm doar primul... Universul nostru. Universul nostru micro. Da, când deci, ne desăvârșim foarte tare, adică dispărăm complet din ego, ceea ce e foarte da, așa, dificil, atunci ai cumva un cuvânt de zis, să zic, da. Raportat la univers, da. la destinul întregului, cumva, ajuți da. Sau ești da. De folos. Dar nu până atunci, adică să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să nu sărim capetă. Da. Da. Că ce... Se generează o confuzie. Și aici e confuzia și cu oglinzile. Tot timpul că e oglinda mea, e oglinda mea. Deci eu aici văd cum a fost și la Aurelia. Deci asta mi s-a părut că... bun, toți s-au... o părticică din tine în celălalt când interacționez doar, eu vedeam că e oglinda mea doar când apasă în mine niște butoane, adică nu când îl observ, nu? Sau cum e, Cristina? Păi, e așa că nu trebuie să absolutizăm chestia așa asta, știi? Adică să vezi într-un mod cumva absolutizat, pentru că foarte multe dintre oglinzi nu doar că poți, ci și trebuie să le ignori cumva. Adică, de exemplu, avem foarte multe oglinzi care, adică nu, avem numai oglinzi. Da. Parte din ele, 60%, 80%, ne arată ce e bine în noi. Adică de bine, da? Da. Adică mă întâlnesc și am o bună chestie și o bună treabă și o bună și o bună. Adică e de bine tot, îmi arată ok-ul din
din mine. Eu pe alea acum mai nou, de când cu oglinzile, nu le mai văd, vezi, pe grupul ăsta sau da. Așa. Noi nu mai vedem că sunt N oglinzi care ne arată că suntem și divini, adică pe calea bună. Bun. Și mai sunt N oglinzi, dintre care unele produc o modificare a duhului. Acolo trebuie să te uiți. Uh-huh. La alea care cumva undeva par, care dar nu ca să emoție, te, numai ca să te schimbe, să te ducă înapoi pe sensul să te din care din pace. Da. Deci dacă te stulbră, te scot din pace, te nu știu ce, înseamnă că ceva din tine, profund, ce unde tu nu știi și nici n-are sens să cauți, că nici nu prea îi voie, pentru că tu stând în trecut nu ești bine. Da. Tu dacă clar. Poți să stai în trecut scurt, 6 secunde, să-ți amintești, să te rând, dar nu prea poți. Și atunci căutările astea nu și-au sensul. Însă dacă tu vezi că, uite, din fața ta a venit o asemenea provocare sau tulburare da. Sau așa, dar nu una mică, că la caserița te scuipă. Da. A doua e un fel de problemă, de provocare, de nu știu ce, e clar că e din tine, e pentru tine, e de bine și începi să o cauți la tine, să te uiți, n-am fost destul de smerită, n-am făcut slujire, n-am dăruit destul, critic, ce fac, deci încep restrângerea, frânarea, nu știu ce, atâta doar, ca semnal. Vezi chestiile alea. Dar acum nu ne isterizăm cu absolut orice. Adică dacă văd un homosexual că traversează pe lângă mine, e oglinda mea și gata, mă întreb cine din neamul meu a fost homosexual da. Sau ce fac. Păi, nu chiar așa. Adică cu un pic de dreaptă socoteală, știi? Sau mă duc la o nuntă și vine unul care e pe acolo sau nu știu ce. Pentru că acolo unde deja intră în discuție mai multe destine, e și mult mai complicat să identifici, că sunt multe karme, cum ar deci veni. Deci n-are sens să te pierzi, că iarăși unde cumva te bagă ego în ceață și iarăși da. Mai pierzi eu nu știu câte luni ca să da, stai să... Da, că ori de câte ori te tulburi, te blochezi acolo cumva. E problema. Da. Încep cu căutările, săpările astea și cu ce în altă de direcție. Ce mine, ce... Și nu mai ești la capăt. Adică treaba noastră e să ne bucurăm cumva. Într-o așezare firească din asta înfrânată, așa, de restrângere în care lucrăm cu noi. Deci eu asta mi-am dat seama de-a lungul procesului ăsta, că de fiecare dată când mă tulbura ceva și începeam să caut, deci efectiv îmi venea așa, să caut și în altă parte, să văd și în altă parte. Știam că, ia uite ce-mi face ecozic, da, vrea să mă scoate de pe autostradă. Dacă, vrea să caut de altă cale. Dacă știi? Dobândești o știință din asta și dobândești în timp, nu e nevoie de o mare căutare, e nevoie de o întrebare și îți vine răspunsul. Da, 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 imediat, îți vine imediat. Te pui așa pe fotoliu și știi, da, da că e de acolo, de unde, de la străbunica mea, din 1916, da. Mi-am amintit. Ceva ce nici nu știi, știi. Dar dacă căutarea asta reprezintă un fel de agitare din asta, mental o introspecție asta, dilie, da, începe acolo. Las-o așa. Deci, de exemplu, când aveam eu tema asta cu gelozia și... așa că ce să fac, cum să fac, Marius mi-a zis hainele, cum te îmbraci Viorelia și atunci mi-am dat seama că da, doamne, mă cam îmbrac. Erai șefă la bancă cu... și eram într-o întâlnire, într-o șezătoare din asta cu fetele și coseam acolo de zor și le arătam ile bunicii mele din partea lui maică mea. În același timp mi-au picat și niște poze de la grădiniță în care doamne, aveam, eram cu niște rochițe de catifea, atât de frumoasă, pieptănată, deși mami avea chestia asta cu îmbrăcatul și la fel și bunica. Pentru că aveam cămeșă de alu bunica din partea mamei și de alu bunica din partea tatălui. Și ele erau foarte diferite. A bunica din partea tatălui era foarte simplă, cu culori albastru și verde, deci foarte cu minte acolo. Alu bunica din partea lui mami era toată înflorată. Știi? Și am zis, ia mă, fii atent, că de fapt e acolo mai mult, că nu neapărat numai din mine, deci trebuie de, bineînțeles că nu e numai din tine. Tu ești un milion. Tu ești un milion. Duci cu tine multe chestii. Și pe urmă am avut o etapă după aceea, vreo două luni, în care am fost măicuța. Deci m-am îmbrăcat numai mai mult în negru, a fost și postul Paștelui. Chiar și la Sarmi atunci tot mi-am pus tot felul de șarfe și pe urmă, nu știu, după Sarmi se cetuza, cred că și întâlnirea cu tine am făcut. Cumva, nu știu, așa am zis, bă, hai să
fiu cumva la mijloc, adică într-un echilibru. Într-un echilibru, da. Știi? Dar acum tu trebuie să știi la ce tindem, în sensul că să nu provocăm, să nu fim. Da, exact, pentru că în interior, în interior era schimbare, adică nu mai deci când mă îmbrac, adică nu am nicio treabă. Un lucru acolo care îl pun pe mine și atât. Adică nu cu alte gânduri sau scopuri sau. Da. Clar că trebuie să mergi spre simplitate, e normal, da. Așa, către simplu, către non, nu știu ce. Dar acum, dacă trebuie să te împrobodești toată și tu ești o frustrată pentru că ți-o zis mare zbibel, nu e ok. Dar în același timp nu e ok să vii în pantalon scurt să mănăstim, da. Că iar ești deplasat, adică cum să facem, că trebuie da, cumva și un discernământ. Mi-am dat seama că, uite, ieri, adică toate zilele astea la pensiune erau niște domnișoare care făceau pe acolo curaj, erau îmbrăcate toate în maieuz și în pantalon scurt, știi? Și cumva am venit să le zic, dar pormai eram zis, bă, da, să le împace, că nu... Da, sunt convinsă că altă dată nu mi-ar fi sărit în ochi și nici nu m-ar fi... Adică nu mi-ar fi creat așa o, un pas să, să zic, wow, uite cum s-o îmbrăca, știi, și nu că judecată, doar că îmi dau seama că e observație și că poate altă dată, știu, nu știu, nu știu câtă vreme și eu mă îmbrăcam și nu îmi dădeam seama că sunt mai eu sau nu știu ce. Da, și acum au zis Marius și de asta cu plaja. Ai fost acolo, Cristina? Să nu, să nu facem plajă. Maicuță, cum ați înțeles asta? Adică că eu nu știu, n-am fost fix. Să nu facem plajă? Plajă, da. O zis Elena de la... Ați fost acolo când a vorbit de expunerea la soare? Da. Cum ați înțeles-o? Păi, domnul Marius ne dă variante pentru toate nivelele, fiecare cum... Deci pentru care vrea mai să fie mai așa, da, într-adevăr că orice expunere e o pierdere de energie. Da. Da. Asta nu înseamnă că nu o s-o mai faci niciodată. Dacă... Nu știu. Da, adică pentru mine un pic de măsură chestia da, asta, vezi, da. Și... Așa, adică cumva și soarele e de la Dumnezeu. Dacă tu ai o expunere, așa să zic, 6 zile pe an sau 7, moderat, un pic, da. Îți expui corpul așa soarelui, nu ca să te afișezi, nu prin lume cu chiroții, nu știu da, cum. Da, da, da. Așa, pur și simplu, ai contactul ăsta cu natura în felul ăsta, cred că e un prăpăt, adică despre asta, așa. Însă, na, toată circoteca asta cu strandurile și cu plăjile și cu ce se întâmplă da, pe că de fapt și... e fuga asta de, de, da. De minte, știi? Că toată lumea e obosită, e stresată, toată lumea vrea un elixir, concediu așa. Și nu-și dă seama că nu-și de fapt seama, nu, da. Concediul ăla nu rezolvă da. Deloc problema. Nu te recuperești, ci te adâncești și mai tare. Sigur că da, dar oricum lumea trăiește deraiat foarte. Adică e doar pe simțuri. Și atunci, na, tu vii cu teoriile astea într-o lume din asta, e ca și cum te duci la orbi și le zici, hai, vezi, vezi, cum să zici vezi la ea, că-s orb de mult, hai, ce faci tu, nu vezi? Păi exact așa, deci ăștia sunt pe simțuri, noi despre ce vorbim, că trebuie să oprești mintea, să lași simțurile, să le împrunezi toate, să tărără, altă măsură. Cum vii tu cu astea și cu efectele astora, când toți sunt pe contrasens acolo. Și tu zici, acolo e direcția. Ce zic? Păi nu, când ne pune și tu viorele și tu două v-ați trezit, ce-s astea? Știi? Și noi venim cu scripturile, cu textele, cu nu știu ce, degeaba. Atunci, de aia și zice Marius, individual, cine pricepe, cine reușește, începe și practica, e un parcurs și e bine așa. Încet, încet, pe măsura fiecăruia cât poate. Sigur. Dar eu cred... Sar direct. Da, eu cred, maică, că inclusiv parcursul e important. Adică lipsa grabei. Da, adică da, tu exact. Să faci... Adică contează și aspectul ăsta în ochii lui Dumnezeu când îți dă un bonus, cum ar veni, sau un ajutor, sau nu știu ce. Că nu te-ai grăbit, că
că ai rămas în smerenie, că ai fost fără așteptări prea rapide să crești, să sari, să evoluezi, adică că ai un tempo. Păi, normal, asta e că, de fapt, nu noi facem ceva. Da. Dacă ne grăbim, ne grăbim, se grăbește ego-ul. Da. Și atunci, Și atunci nu se mai întâmplă. Da. Da. Dumnezeu nu are cum să facă, că noi deci, suntem... Deci răbdarea te încununează că atunci lăsăm pe Dumnezeu să... Da, și primești cumva sigur, tu grăbindu-te numai îți accelerezi vreo nenorocire. Adică, de exemplu, eu să zic, dacă aș vrea să fiu ca Marius brusc, mâine dimineață, direct, e total nepotrivit. Eu pierd enorm cu gândul ăsta, cu ideea asta, cu măsura asta care mi-o impun, cu cum. Adică trebuie să fie un dans, așa, pentru această lipsă de grabă, pentru smerenia asta, pentru așezarea asta frumoasă, pace, pentru parcurs, de fapt, și nu pentru țintă. Pentru parcurs, tu pentru ăla primești bonusurile, că știi să te lași. Să te lași, să înveți frumos. Știi? Acolo te recompensează. Tu dacă ești la concurs, că vrei și tu repede să scapi de iadul ego-ului, n-ai nicio șansă. Frumos. Dar da. Ai cum, până la urmă, ați propune să mergi mai repede decât îți propune viața, e tot un semn de neascultare, că ești din ritmul pe care ți-l propune Dumnezeu. Da, ce exact. Zici tu că accidentul foarte poate fi bine. Imediat atunci când ai ieșit, e o certitudine, nu e nicio îndoială. Vrei repede? Na, ia! Și îți dă povara aia de... de trebuie, pentru vai, că tu, dacă vrei repede... Eu spre Dumnezeu mă îndreptam, știi? Forțezi viitorul. Și tu te pui în locul lui Dumnezeu când vrei repede. Exact. Și atunci ai încurcat. Zice, pe bune? Opa! Încurtești ritmul și... Marș înapoi. Da, caz pe spate, te frângi. Intri într-o aia, nu-i voie. Adică, nu-i voie. E o rânduială, cum am povestit de atâtea ori, știi? Adică, cum povestește și Marius cu scena, știi? E ca și cum Dumnezeu e pe o scenă, bărbații în rândul întâi și femeile în doi. Noi toate punem în unul să vedem mai bine. Și asta zice, bă, nu stai pe scaunul tău, chiar nu vezi. Tu din doi vezi bine. Ce frumos e. Ce tare a fost asta. Dar eu tot metaforic. Ce frumos. Ce cauți în rândul întâi? Ce cauți? O strigă, înțelegi? Ai generat scena asta? Eu, da. Foarte tare. Ce tare asta. Eu și cu întrerupătorul și cu... Dar eu de la mine le generez, că eu știu de la mine. Pentru adică că eu... din lumea ta? Nu, din experiența mea. Eu tot voiam să stau în rândul întâi, să aud mai bine, să văd mai bine, să-i explic eu lui ăla, că el n-a înțeles și știu eu mai mult decât bărbatul meu, de exemplu. Care ăla se mișcă în ce? Ce zice asta? Ce faci? De ce? Da, parcă da. Te aud. Bă, stai acolo în față, ești lângă Dumnezeu și nu vezi. Ia dă-te mă la o față, stai, mă, că mă ocup că eu. Stai că te explic. Bă, adormitule, mototorule. Da, deci explicam într-una. Să zic eu cum, și șap, și șap, și șap, că și avem niște capacități din astea, știi? Nu e așa, dar eu de unde, de pe scaunul care mai eram, nici n-aveam voie să explic. Și eu și în casa am de mă lua, deși ce ziceam era adevărat și bine, l-a ajutat Dumnezeu pe ăla care și mințea și era prost, numai ca să mă arate mie că nu stau cum de trebuie. Înțelegi? Iar ieși la cârmă, treci în spate. Și asta e. Ce tare. Știi, când înversezi, degeaba. La fel ca și cu smerenia. Dacă nu o ai, n-ai ce să mai discuți mai departe. N-ai mai cum departe. Te preface. E elementară. Adică cum să zic eu că sunt creator când îți creată? Ce facem? Iar o luăm de la început. Tu ești creator, nu ea. Da. Așa că asta e. Știi, de aia până nu înțelegi de unde nu, poți? Sunt niște axiome din alea care nu mai intră în discuție. Alea nu pot fi demonstrate. Adică... Uite, asta, iartă-mă, că acum să nu uit. Vorbeam cu Elena de la Suceava, care a avut o conștientizare super, înțelegi? Și ea zicea mereu, dar uite ce făceam eu, era că soțul îmi zicea tot timpul, haide să te duc cu mașina la lucru sau unde trebuia și eu ziceam, nu, că ea alegea greu cum ar veni. Da. Păi, pupii, greu nu e înainte ascultării. Adică nu urca tu pe scări, e mai important decât ce zice soțul.
Da. Înțelegi? Tu tare. Urci pe scări când e singură cu plasa. Mergi singură, urci pe scări. Dar dacă el zice ceva, înseamnă că și tu zici nu. Dacă el zice, stai tolănită, două luni aici, odihnește-te, tu te tolănești. Nu te apuci cu râs de el, nu o să zică oricum, da. Că nu e așa, înțelegi? Dar dacă tu nu știi ordinea un pic, tu zici ea, că faci bine. Ea iară știe mai bine ca soțul. Păi, tu crezi că faci bine? Da. Că ce făceam rău? Doar mă înfrânam și mă smeream. Și nu mergeam cu mașina, mergeam pe jos, pe bune și cu ascultarea cu zi. Nu te-am mai remarcat exact aceeași confuzie. Povestea ieri doamna aceea care a avut experiențele cu Orientul, căsătorită... Maria. Povestea Maria situația cu filtrele de apă. Da, mă. Că, cu soțul, da, acolo s-au încheiat lucrurile tot într-o neascultare. Ea a rămas cu filtrul ei, de apă de la filtrul ei, soțul ei afirmând apa de la filtrul ca meu lui e bună, bună. Și a rămas așa și mă întreba. Dar de ce nu ai spus? Băi, mă rog, nu, acum mai vorbesc puțin la întâlniri, că n-am... Păi nu, inclusiv faptul că pe din filtru e o necredință. Da, a rămas așa, ea în lumea ei cu filtrul, cu convingerea ei, a rămas fără Dumnezeu, cu alte cuvinte, ca să scurtez povestea. Și mă întrebam, e de folos oare să te așezi în rândul potrivit și să rămâi acolo? Sau spui, a... O să înregistrez aici mare, o spui Cristina asta, cu rândul, că e atât de tare. Stai, mă, femeie, rândul, de că tu numai de acolo vezi, tu, da, femeie. Și de acolo tu. Conduci, de acolo îți vine bine și da. de acolo creezi. De acolo tu creezi, ești măreață de acolo. Dar tu dacă stai pe ăla, ceau, ești, nu ești nicio măreață, nu mă crezi. Că te lasă un pic, știi, să ți se pară că ești bine și nu mă încasezi și te întreb eu de ce o dată. Dacă îmi dați voie... Da. Rândul 2 e rândul 2, o vreme, până ești invitată în rândul 1 prin bărbat, că el te va pune în rândul 1 indirect. Da, indirect. Nu, rândul 2 este rândul 1 pentru tine. Exact, exact. El e primul. De acolo te recuperezi, dar prin el. Rândul 2 e așa, că mă pun pe o scară după bărbat sau nu știu ce, dar el e rândul 1. Mereu. E rândul preferat, potrivit. Favorit. E rândul potrivit, da, pentru tine. Că îi zicem noi 2, că e ăla înainte, bine, îi zicem 2, așa, ca să zicem cumva. Pentru că vezi și chestia asta cu ascultarea, ca să mai zic acum o chestie, că vine acum. Deci, noi toate le scoatem din context. În adevăr, în scriptură scrie așa, da? Bărbatul este capul femeii și Hristos este capul bărbatului, cum ar veni. Și zice femeia să se supună bărbatului ei sau să-l iubească, cum Hristos se supune bisericii și iubește biserica. Asta e raportul. Bun. Dar dacă ne uităm bine, înainte de toate astea, înainte de a fi scris chestia asta, zice, și să vă supuneți și să vă supuneți unii altora, precum m-am supus eu vouă. Adică nu numai că eu trebuie să mă supun în fața bărbatului, da? Ci cumva noi între noi să fim mereu într-un raport de smerenie. Noi toți între noi. Adică nu numai eu cu soțul meu și eu cu nimeni mai, sau numai eu cu bărbații și cu alții cu nimeni. Înțelegi? Adică într-un cadru general îi toți să se supună fiecăruia unul altuia. Să-și facă cumva în... Să nu se tulbure, să fie supuși unii altora. În raportul însă dintre femeie și bărbat, face așa, femeia să se supună bărbatului exact în acest raport. Dar cum lucrurile sunt deraiate de mult pe planetă, de mult, de mult, de mult, adică femeia să se supună bărbatului și bărbatul să o iubească pe ea cum Hristos a iubit biserica. Da? Și noi femeile de cutrece suntem, zicem, păi bun, eu să mă supun lui, dar și el trebuie să mă iubească pe mine cum a iubit Hristos biserica. Da, și ce facem? Așteptăm să ne iubească și el pe noi cum a iubit Hristos. Vă băcea, ne uităm numai după virgulă. După virgulă, da. Când tot sensul pentru, e tu primul. Deci, pentru că asta timpul, e ordinea, știi? Tot timpul mergem către celălalt ce să facă, nu la mine e problema. Problema mai e și că se face, dar se face doar formal și o perioadă așteptând să ți se întoarcă, dar nu poți să treci până nu depășești, cum zici, de ceea ce e format ceea ce e format de atâtea sute de ani sau cine știe ce
de viața în care suntem nu se depășește cu o singură experiență. Da, cu o floare nu se face primăvară. Pentru că tu, de fapt, ce trebuie să ajungi? Tu trebuie să ajungi, de exemplu, când te smerești sau când faci milostenie, când dăruiești, când slujești, când, ce trebuie să faci? Gândul tău, ceea ce tu simți și fapta ta să fie una. Adică tu să și vrei cu mintea, să și simți lucrul ăla, să simți efectiv, să vrei lucrul ăla și să-l și pui în aplicare, că e așa ca un fel de trinitate. Da. Tu dacă nu mă faci din obligație, că fac alții, nici nu simți că trebuia sau nu trebuia, nu-ți aduce o bucurie, nu simți bucuria celuilalt când faci, păi nu-i nicio dăruire. Da. Înțelegi? Cam, tu faci așa un fel de... manevre din poate astea. Chiar pe minus decât pe... Da, și e nevoie de persistență pentru ca să se șteargă tot trecutul. Păi da, normal. Aici ai, că nu, nu se face în două, trei zile. De multe ori, de multe ori, că tu nu poți să-ți acorzi aceste disonanțe, minte, suflet și faptă, cum ar veni, astea tu nu poți să le acorzi, să le echilibrezi, cumva să funcționeze sincron, după ce ai făcut de 6 ori. Nu e niciun sincron, vrăjeală. Trebuie să faci de 2 milioane de ori. După aia e sincron de adevărat. Înțelegi? Nu așa. Adică și atunci de aia nu vezi că lucrurile, încă o dată zic, se fac într-un anume fel. Și de aia vezi, am și avut tot timpul că m-a mai zis lucrul ăsta, cu cum că erau așa smerite și aveau o viață așa de nenorocită. Păi nu erau. Erau smerite de nevoie, de frustrare, de forță, că n-aveau încotro. Nu era o smerenie asumată. Da. Eu înțeleg ce fac, Duhul meu face cu bucurie lucrul ăsta. De drag îl ascult pe soțul meu. Cu drag. Eu n-am un greu din asta. Că dacă am un greu, ce-am făcut? La fel ca și calea credinței. Dacă mie mi-e greu să țiu poruncile, du-te acasă. Înțeleg, ce faci? Că trebuie să le ții cu bucurie, înțelegând că sunt tale, sunt necesare, sunt rețeta, cumva. Adică așa se face. Și nu ești prima care face, că ori făcut alții de 6.000 de ani tot fac. Asta e, știi? Da. Dar asta cu femeia și bărbatul, nu prea pricep eu de ce suntem așa de handicapați în cap. Înțelegi? Pentru că dacă un pic am înțelege că bărbatul este verticala și femeia orizontala, că bărbatul e cerul și femeia pământul, luăm geneza și zicem și prima dată a creat Dumnezeu cerul și pământul. Cine-i primul? A zis pământul și cerul? Nu! A zis cerul și pământul. Și l-am făcut pe Adam? Cine? E vreo femeie? Prima. Și din el femeia, nici n-a zis cum o cheamă. Eva o cheamă după păcat. Mă, ne-a zis femeia, zero. Unde tot te pui? În fața lui. Draga mea, înțelegi? Asta e cartea scrisă de bărbați. Descrisă de bărbați. Și asta l-ai scris, Cristina, în cartea asta care... Da, eu scriu așa, Iurea, nu scriu într-o carte. Eu scriu voi, scriu ce mi-am des. Mariu zice că scriu cărți pentru că am foarte multe texte scrise și multe așa, știi. Dar poate o să le structurez odată într-o chestie, nu știu. Musai să le dați, nu știu, trebuie să ajungă, le spui foarte larg și apăsat așa. Plastic, și cu toată energia, știi, adică pui totul acolo. Pentru că eu toate le făceam pe dos. Da. Și nu înțelegeam de ce nu mă ajută. Cu tine experiența ta, nu din cărți. Da. Și uite culmea cum te ajută și cum se schimbă tot. Dacă tu pricepi și execuți corect și faci corect și ai o anumită trezvie, o anumită măsură, un discernământ, un anume duc, gata. Dar alea nu le dobândești așa, numai că cu Marius e mult mai ușor. Mult mai ușor. Pentru că le-a depășit el. Îți dă o sinteză. Da. Da, el le-a depășit și cumva le simplifică. Și le spune simplu. Pac, 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 pac. Așa. Ca să le afli lucrurile astea, nu reușești. Da. Spuneam un pic mai devreme că mă încurcă povestea asta cu privirul, cu privitul, știi? Că eu n-am altă punte de legătură. Adică dialogul, dacă nu e unul susținut de ochii ca fereastra sufletului, nu unul de... Până unde să mergi, că dacă tu găsești o persoană sporită, duhovnicește, tu poți
poți să te uiți ochi în ochi cu ea 48 de ore. Nu e problemă. Nu smitești, nu, așa, oamenii sunt profunzi. Dar, de exemplu, ți-am spus, cu o altă femeie care nu e foarte zburită, poate ea se smitește. Adică simte ceva, se transformă într-o atracție, într-o altceva. Adică din ce am vrut noi să creăm și să ne ajutăm și să fim într-o conversație adevărată, se denaturează. Da. Și atunci ține de ăla care e un pic mai sporit să aibă grijă celui mai mic, să nu smintească, că tu dacă îl smintești pe ăla numai pentru că tu... Da, cel puțin treaba mea, eu mă fac, să zicem, nu? Eu fac treaba mea ce ține de mine. Acum, dacă eu te iubesc cu iubirea din tine sau cu perspectiva pe care mi-a propui tu, femeie, nu. Treaba ta e să ai discernământ. Da, da, da. Deci treaba ta e să nu fii, să nu dau curs, zic, da, ea proastă, așa, tu numai mă privești în ochi pentru că tu știi că nu vrei nimic cu mine. Păi da, dar la mine nu te uiți, că mă prăvădești. Da, 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 da. Nu mine, eu, dar altă. Adică tu nu poți numai tu, știi? La fel ca și cu orice, tu nu poți să mă ajuți pe mine dacă eu trebuie să trec printr-o chestie care n-am, să zic, bunătatea ta mă încurcă. Tu ești foarte bun și fain și milostiv și nu știu ce, dar mă încurcă. Știi? Adică nu mă lasă pe mine să experimentez ceva, să fiu pe măsura mea, să nu știu ce. Deci eu nu mă uit doar la tine când vorbim despre doi, mă uit la împreună. Aș putea să zic, măi, femeie, na, dacă e măsura lui Dumnezeu, înduro. Treci peste. Nu, pentru că asta e un egoism al tău. Zici tu, cum al meu? Al meu, al lui Dumnezeu? Da, al tău, al lui Dumnezeu. Adică pentru tine trebuie să mai fie mai important să nu-l smintești pe ăla decât să-ți faci tu meciul. În meci, dar în ce sens meci? Că tu nu te duci acolo cu dorința de a plini un meci, de a tulbura. Păi te duci cu dorința de a fi într-un fel. Dar e inevitabil, trebuie să treci pe acolo, nu? Da. Treci. Vezi pragul ăsta. În felul care ți se cere, treci. Vezi pragul ăsta. Nu de... cum vrei tu. Tu vrei să treci cum vrei tu, privindu-te în ochi 48 de ore. Nu se poate cu toți. Calmarea. Dar caută-ți de aia la măsura ta. Da, unde să, unde să vă privesc? Da, pe privești. Unde să mă uit la formă? Ar fi mai confortabil, ce-am simt știm despre ce e vorba. O să-ți găsești și la măsura asta. Dar nu e, adică trebuie să înțelegi un pic unde ești, cu smerenie totul, nu cu... Unde mai pui, că din ce a zis Marius, eu pierd. Adică nu riscați nimic. Da. Nu, că practic zicea că bărbatul cumva e în pierdere în povestea asta, că... Noi vă ispite. Da, da, da. Și eu te expui mai mult. Dar eu am sentimentul că nu de la mine e, știi? Chiar dacă e să se pună acolo în discuție o energie. Nu e a mea, atâta timp cât nu mi-aparține și nu fac confuzii, eu n-am ce să pierd. Dai, tu îi dai unui om mai mult decât poate duce. Ceea ce nici Dumnezeu nu face. Asta e consolarea orgolului, nu? Nu e nicio consolare. Că ți-a dat mai mult decât poți duce. Nu, că trebuie să ai. Așa pot eu, na, nu vreau să-ți dau lecții. Dar spun că poate fi ispititor așa. Adică eu îți spun din experiența mea, eu am văzut la mine, da? Adică am persoane cu care pot așa să ne privim și așa și e la fel și nu-l turbă și n-are o chestie, o atracție. Am înțeles, Cristina. Deci dacă e din perspectiva ta, ai prefera să fie cu o măsură și din partea bărbatului și din partea femeii, spui tu. Să fie o întâlnire undeva. Așa găsesc și eu că o întâlnire acolo ne... să ne observăm. Aceeași chestia, de exemplu, dacă o pui legat de post, știi, ca și cu privirea asta, adică să zic, dacă eu pot să țin post 21 de zile, nu-i cazul, fără să mănânc nimic, să beau numai apă, eu nu pot să mă prezint lângă un altul și să tot expun această chestie a mea. Adică chiar indirect, că e divină, da? Și eu tot nu mănânc nici când. Și ăla iară zice să mâncăm sau vorbește de eu, iară sunt în aceeași chestie, că e divină. Pacea mea, măsura, ești tu privit un nou, e, dar vezi un pic cu cine, știi, adică ori te retragi, da, 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 ori... observând că se frustrează să te oprești, zici, da, tu, da, să scutești de... Da, că îți mintești. De suferință? De suferință, de o provocare carnală, de, nu de suferință, că zici că e a ego-ului, dar să nu... Na,
să nu faci de rău, că sensul tău e să-l ridici pe omul ăla. Să nu pici. Da, nu să-l înfunzi. Da, mai repede de cădere ca decât de suferință. Da, da, de cădere. Că e firea omenească. Să de... nu-ți mintești, da. Că da. Suferă. Da, că da. Suferă e fain, că suferă ego, mare da. Lucru. Da, asta nu-i problemă. Da. Dar cade. Știi, și atunci să zic că ia 3 ani sau 4, sau cine știe cât să se ridice, nu mai poate. Și atunci ce folos? Știi, ce folos? Dar fă cu mine, dacă vrei, asta cu privitul nu e nicio problemă. Da, mulțumesc! Că... Dar mă amintesc că și eu am picat în privire la anul trecut la tășnat, măi, deci mă uitam, deci te uita, mă fixa așa, George, deci... Da, el așa face. Și eu eram așa, mai rușinoasă, sau cel puțin... Ce vrea! Da, da, deci am simțit așa o privire pătrunzătoare, știi? Foarte... puternică și am și povestit atunci la masă că m-ai impresionat, adică nu știu, mi-a picat fițele la multe chestii atunci am discuția cu tine, nu mai țin minte exact despre ce. Și oricum, iartă-mă, cred că ai fi mai digerabil un pic sau mai de folos pentru nivelele astea ale noastre feminine sau nu știu cum, dacă ai și vorbi. Am înțeles. Deci dacă tu ai și zice ceva, da, pe... Noi, gâștele, am lăsat o baltă cu seducția sau cum nu știu cum ne privește și ar fi ceva. Da, da, el are, eu l-am, da, el are stilul ăsta. N-are. Deci el a stat și a privit ciorba de ieri, de pe ciorba, da, așa, așa, da. Ciorba aia, adică nu, de cremă de ciuperci. Ciuperci, da. Da, deci eu terminasem de mâncat și el atunci își pusese cutroanele toate într-o ordine acolo, era ceva divin, se întâmpla și el stătea, nu mânca, știi? Nu, stai seama. Frustrant. Da. Ce vrei să fac? Cum frustrat? Nu, adică frustrant așa pentru cei din jurul tău. Nu frustrat, la mine a fost tine, eu da, m-am care apreciat, mă adică dintr-o dată am zis, ia fii atent, mișcarea lentă și la mine era mișcarea rapidă. Da, da. Adică măsura e superbă, e foarte frumoasă, dar trebuie și adaptată din când în când. Și asta mă amintesc că am avut-o cu soțul când ne-am căsătorit, deci el tăia slănina. Băi, și atâta de meticulos tăia, băi, mie mi-era o foame. Ai, și mai ales cum putem să facem 6 lucruri deodată. Da, exact, da, toate, păi da. Multitasking-ul făcea parte din CV-uri într-o vreme. Grizina, ți amintești? Deci dacă nu erai expert la chestia asta... Și la mine, pe mine așa cumva, deci în tot procesul ăsta, soțul, deci el era foarte curios ce învăț eu, pe unde, pe la atâtea cursuri, ce învăț el și el făcea, învață de la mine, tot timpul zice, da, învață de la mine, dar ce spun eu? Și acum când era curios să vină aici în tabără, tot asta zicea. Eu sunt foarte curioasă, ce poți tu povesti cu oamenii ăia, dar nu, eu îi ziceam, nu povestesc eu nimic, eu doar învăț. Păi învață-te la mine. Da, așa are dreptate. Privim așa totul, evoluția asta noastră de pe o scară de pe 1 la 100, tu trebuie să fii peste 40 ca scară, adică puțin lucrată, puțin trecută prin niște chestii sau așezată altfel, nu neapărat experimentată, dar cumva într-o așezare interioară, ca și într-o căutare. Adică ori ești disperată, când nu mai o scoți nici cum, adică e disperarea aia mare, criză, într-o criză, ori ai o căutare, ca Bogdan. Vrei tu să afli pe Dumnezeu, vrei să din tine. Și atunci asta înseamnă cumva că tu ești peste 40 ăla, să nu zic 50, ești pe acolo. Da, și atunci cumva Marius se poate înțelege cu tine. Adică poate să spună câte ceva, dar dacă tu ești în primele nivele astea, înseamnă că ego-ul ăsta, adică mintea, e disfuncțională, deja, știi? Și acolo n-ai ce. Adică cu o minte atât de neastâmpărată și implicit cu trăiri neastâmpărate, cu comportamente egotice, cu tot, e foarte complicat. Dar ce aș vrea să știe Marius și nu știu dacă știe, este că există un ego din ăsta enorm de mare, enorm, din suferință și nu din orgoliu.
Da, exact. Înțelegi? Deci să înțeleagă lumea că suferința aia nu înseamnă că n-ai ego. Adică cumva că... Da, adică cumva dacă ești foarte traumatizat, ego-ul, cine o fi, nu contează, dar se întâmplă la vârste mici, la nu știu ce, ești atât de incapabil să iubești, încât te manifesti ca un diavol. Dar tu, săracul de tine, ai avut un trai ultimul, ca ultimul. Da. Adică nu-i că da, ești vreun conte și nu poți să iubești, ești bucat și nu te deci poți că nu înseamnă că în viața asta, dacă cumva tu ai ajuns într-o suferință maximă, tu ești într-un nivel, adică... Cum... Material, egotic sau nu știu cum. Da. Da, deci nu, și eu tot timpul asta înțelegeam, că vedeam în jurul meu, adică suferea foarte tare, dar nu era o suferință care nu le ducea în divin. Adică nu înțelegeau suferința și erau se înrăiau acolo tot în, da, tot mai tare. Nu, niciodată nu s-au bucurat. Nu erau cu bucurie deloc. Da, dar asta provine din faptul că de fapt cumva pe Dumnezeu asta îl interesează. Știi să dăruiești iubire necondiționată? Știi să primești iubire necondiționată? Adică dacă tu ești într-o situație în care n-ai bani, de exemplu, n-ai bani, n-ai casă, luăm exemplul ăsta. Tu poți să-l iubești pe ăla care le are? Da. Deci... Da. Înțelegi că Dumnezeu i-a dat ăla și dacă i-a dat și-o primit, e treaba lui ce face mai departe și cum pai tot Dumnezeu și acolo. Adică nici viceversa. Deci... Cum am să spun lucrul ăsta este că tu, de exemplu, s-ar putea să te naști, cum să zic, și să suferi mult de copil, niște traume foarte profunde, un abandon foarte profund, să fii orfan de copil. Și atunci, cumva, inima ta se închide și se cimentează tot mai tare. Da, asta e foarte, foarte important, cum ai spus. La femei mai ales mă refer. Da. Ești foarte cimentat, înțelegi? Și tu, după aia, tu vrei să iubești. Tu te lipești, deci foarte sau ușor lipești, de vii în atașament, în dependență. Frici. Înțelegi? Suferi pentru că sens. Sufletelul tău e acolo încapsulat. Nu în se poate libera. Ce... Eu le tot zic și dacă ți-i zrezi mâinile și picioarele, că mi-au venit mie chestia asta, că sufletul e cald. Înseamnă că nu se face simțit în corp. Deci nu... Și automat ai și o frică de a iubi. Știi că zice Marius că... Da, ți-e frică de suferință, ți-e frică de ce ai trăit, ai o protecție, e greu, cumva așa, știi, adică și ego-ul ăsta creat din atâta nenorocire, cumva, că ego e incapacitatea de a iubi și de a primi iubire, asta e traducerea, cumva, adică de a-L manifesta pe Dumnezeu, cumva, în tine, să se manifeste plenar. Dar de-abia acum înțeleg că nu iubeam cu adevărat. Dar să înțeleg acum, când cunosc altfel ce iubirea, atunci tu crezi că iubești, că te dedici, te ostenești, te frângi, te, dar ca și simțire ce transmit și ce simte celălalt e zero. Deci tu nu ești de folos deloc celuilalt. Decât așa, în plan material, cumva, în planul ăsta. Dar nu că nu ești de folos, îl îmbolnăvești. Înțelegi? Pentru că ea din relația cu tine nu mai iei de la el. Nu primește nimic, nu e o armonie, nu e un schimb, nu e nimic, că tu ești bolnav. O zici și maica ieri, suntem bolnavi toți. Din cauza acestei împietriri a inimii, mai ales la femeie, e o împietrire. Marea majoritate dintre noi fac cam aceleași afirmații, suferința cuțitul la os, știi, te mișcă. Altfel, din alegeri, eu cred că atunci ne-am valorizat ca oameni, ca ființe divine, știi? Atunci când alegi înainte de a fi constrâns. Da, doar că pentru asta sunt nevoie niște factori, e nevoie de niște factori, adică, înțelegi? Adică e nevoie cumva ca cei dinaintea ta să-și fi făcut treaba. Am înțeles. Am amprentat cumva de niște... Da.
exemple. Adică, dacă tu ești prima generație, tu mai mult ca sigur, dacă ești femeie, sigur te apuci când începe suferința. Tu ai atâta inconștiență pe capul tău, venită din programe și din ce ai creat tu pe baza acelor programe și din ce te-au învățat alții, educația, societatea, ce ai crezut tu că cum e bine și ce e bine, încât așa ai înțeles tu raportul cu Divinul, încât așa ai exterminat totul, încât e mai mult ca sigur că tu trebuie să plătești, deci e mai mult ca sigur că vei suferi și urmarea acestei suferințe o să te repui pe drum. Dar dacă două, trei generații făceau treaba respectivă, dacă copilul se năștea în anume condiții, urma o anume educație, aceasta legăturii cu Divinul, a înțelegerii măreției lui, a puterii lui, atunci era aproape firesc că fără să te înghesuie, tu știi dinainte că o să trebuiască să treci prin niște suferințe, chiar dacă ești impecabil, că de-aia ești aici, nu ești scutit. Păi timpul pierzi în confuzie, provocarea e... Deci din moment ce ai aterizat pe aici, faptul că toți și-au făcut temele, că totul e bine, perfect, nu știu ce, nu te scuză. Deci și tu vei fi pus să înduri anumite chestii. Așadar, ne apucăm de treabă. Nu stau până vin ălea și atunci, mânat de suferință, începe o căutare și cunoașterea lui Dumnezeu, da? Dar alea trebuiau să fie precedate de niște chestii. Așa cum suntem noi acum, de-aia zicem că suferința e calea. Adică, cumva, stând pe canapea, la Netflix, nu te prea apucă. Poate n-am. 1, 2, așa. Care își pun întrebări, au o căutare oricum, au neastâmpări interior, cumva au neliniște, o sete de a cunoaște, de a gusta, de a... Ai chestia asta, dacă aia e astupată complet de această civilizație, în climat, tu nu mai ai nicio sete. Înțelegi? Tu ai chef să mergi la mall, non-stop. Și de la mall în Turcia, în Istanbul și tot așa. Suntem dragi, suntem... Din namol în namol. Nu ai, nu-ți vin asemenea idei avansate. Da. Nu te apucă decât în mod excepțional. Și atunci, pentru că oricum corecția survine, fiind de așteptat, vine suferință. Dar da, după ce două, trei generații o să-și facă temele cât de cât, se vor naște copii care vin din mame care l-au cunoscut pe Dumnezeu direct, prin trăire, cum ar veni, după pregătire. Așa va fi. Așa ar fi normal să fie. Conștiința acestei responsabilizări de care zici și tu, ce faci tu acum, da? Că până acum tu scrii perspectiva urmașilor tăi și a trecutului tău, da, din strămoșii tăi. Faci curățenie. Exact, da. Dacă ai această conștiință, aproape că inevitabil te responsabilizează să-i simți, știi? Să-i simți. Da. Băi, eu pot fi Hristos pentru ei, practic. Da, doar că tu zici bine, dacă ai această conștiință, ca să ai această conștiință, e o problemă. Înțelegi? Nu mai lua așa cum o iau și alții care te învață pe aici, de-a buna. Deci, ca să ai această conștiință, deja e o măsură. Treaba e că nu acolo, nu ne găsim încă acolo. Stai, îmi spui ceva acum, personal, mie? Nu! Era așa, credeam că general, era mai dacă spun așa. Personal... Da, să pui acolo. Și atunci conștiința asta cum se dezvoltă, Cristina? Conștiința asta se dezvoltă prin un lucru foarte profund cu tine. Adică foarte profund, în sensul că cumva începi mecanic să faci niște chestii fără să înțelegi de ce, cum, nu știu ce, pentru că ea se dezvoltă sau apare, uh-huh, doar într-un loc destul de curat. Ea nu apare unde e mizerie, adică unde spatim, cum zic Sfinții Părinți, adică unde mintea e vraiște și unde sufletul e la fel de vraiște. Ea nu se dezvoltă acolo pentru că nu sunt compatibile. Uh-huh. Nu e atrasă de acel loc, nu poate veni acolo, da? Și atunci o conștiință, să zic, aleasă, responsabilă, o conștiință profundă sau limpede sau nu știu cum să o denumesc, necesită, nu prealabil, o curățenie. Nu vine altundeva. Da? E ca și cum noi suntem lumină în interiorul nostru, da, dar noi nu putem să avem
accesul direct la lumina care e generală, pentru că încă mai sunt niște umbre care ne împiedică. Sunt și prima dată faci puțin curat. Da. Altfel nu ești compatibil. No, fix asta a fost afirmația cu care am început eu. Când m-am trezit eu punându-mi întrebări, băi, cine sunt eu? Că mă tot deranjau așteptările părinților, societatea, mă împingeau toate într-un sens și am zis, stați așa, eu ce vreau, cine sunt, pot să mă joc, am voie, de ce pot să mă joc? Și atunci, în momentul ăla, am zis cel puțin curat să fac, atât a fost, doar curat, măcar curat să fac. Se pare că nu treci și dincolo de curățenie dacă ai o consecvență. Continuă drept pe strada Avramian după aceea. Da. Adică... Da, pentru că în curățenia asta care o faci, tu ești ajutat. Exact. Adică faptul că tu decizi. Exact. Acum ne apucăm măcar de o beată curățenie. Această decizie de a începe curățenia pe tine te așează pe un traseu unde vin ajutoare. Exact. Da, asta e surpriza plăcută, da. Știi? Pentru că tu ești asistat. Te interesează? Da. Ia să vedem. Așa. Și încep cu curățenia aia, cu gândurile, cu așa, cu despătimire, cu slujire, cu toate aceste lucruri. Răspund la întrebarea asta ta cu ce e conștiința, știi, sau cum. Eu o traduc în ceva ce trece dincolo de cuvinte, mesaje care vin și nu mai țin de, nu le mai traduci cu mintea. Conștiința... E așa ceva ce cade în tine, face parte din tine, e organic, e... Nu, conștiința e o stare de a fi. Așa am tradus-o conștiința eu. Conștiința nu e vocea, da, dar e o stare de a fi, un fel de a fi anume. Ea e în diferite, cum ar veni în stadii, doar o conștiință cristică, adică un anume tip de conștiință, este ceea ce noi trebuie să fim. Alelalte umane, cum ar veni, sau omenește, sunt așa niște fake-uri. Stai, dar asta pentru mine legătura, e și legătura dintre mine și anumite mesaje și dintre mine și celălalt, știi, de la om la om. Primele zile sau nu știu, ore sau cum sună, îți arată deci ce puteai să faci conștiința, el așa s-o exprimat, da. Conștiința îți arată ce ai fi, ce ar fi trebuit să faci și ce ai făcut. Da. Lucrul ăsta că e așa ca un fel de șablon, știi, care se pune peste tine cumva și unde nu se suprapune cumva, unde nu, da. Și cumva noi, tipul care îl avem, putem recupera acele chestii, pentru că din neatenție, din neștiință, din nu neapărat intenționat, noi n-am făcut lucruri, se cheamă chestia asta, nu știu, un păcatul nelucrării sau așa ceva, adică când puteai să faci și n-ai făcut. Știi? Adică nu-i numai că... Pentru că, vezi, noi avem și chestiunea asta. Noi avem niște lucruri care, cumva, ni se explică că sunt interzise să le facem, da? Ca niște porunci negative. Adică, vezi, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Și cumva ne petrecem absolut tot timpul cu această parte a propoziției, ce n-am voie să fac. Și nu dezvoltăm ceea ce noi, nu că avem voie, suntem obligați să facem. Înțelegi? Adică în timp ce eu niște lucruri nu le fac, le tai, le înlătur, cum ar veni, eu trebuie să lucrez în sectorul în care pe altele le înmulțesc. Eu, dacă numai nu fac, adică nu critic, nu judec, nu urăsc, nu mă iau de nimeni, dar din coace nu înmulțesc, da? Adică nu înmulțesc dăruirea, nu înmulțesc slujirea, nu iubesc activ, nu, eu nu rezolv nimic cu partea asta. Știi? Pentru că lucrarea asta de-aia e o lucrare cumva activă și obligatorie în două sectoare, în două direcții. Adică să știu ce n-am voie să fac sau ce cumva îmi e defavorabil, nu că n-am voie sau e rău, sau... dar nu mi-e de folos. Pot să fac, dar mă încurcă. Și ok, deci lucrurile alea trebuie să le cunosc, că cu asta n-am treabă, și între timp să lucrez, să sporesc în celelalte. Că făcând numai unele dintre,